Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vom vorbi despre cea mai nouă aplicație pe care cei de la Nvidia au lansat-o. Se numește Nvidia App, o aplicație care, deși în beta, pare să facă toți pașii potriviți în direcția bună pentru a unifica și a îmbunătăți cele două aplicații pe care ei deja le aveau, și anume ShadowPlay-ul și Control Panel-ul. Pentru că până acum cei care aveau plăci de la Nvidia aveau două programe separate prin care puteau să modifice setări grafice, să facă update la drivere și așa mai departe. Într-un final, în 2024, cei de la Nvidia s-au gândit să le unească, să creeze un singur program care să fie updatat la cerințele pe care noi le avem față de ei și, bineînțeles, să adauge funcții noi care, fiind în 2024, normal că se bazează pe AI. Dar despre asta vom vorbi în acest videoclip, alături de modul în care puteți să downloadați programul, modul în care puteți să instalați acest program și ce noutăți aduce această aplicație. Dacă vă place videoclipul, nu uitați să lăsați un like și abonați-vă pentru a primi notificări în momentul în care mai uploadez videoclipuri de acest gen. Și dacă aveți ceva întrebări, aveți secțiunea de comentarii, lăsați un comentariu acolo și eu vă voi răspunde imediat. Încă un mic side note, bineînțeles, se numește Nvidia App. Prin urmare, este disponibilă aplicația numai pentru cei care au plăci video de la Nvidia. Deci dacă aveți plăci de la AMD sau de la Intel, îmi pare rău, dar nu este un videoclip pentru voi. De asemenea, aplicația este în beta. Deși este un beta stabil, care are suficient de multe funcții, este încă un beta. Prin urmare, avem funcții lipsă, avem funcții care nu sunt complet introduse și avem momente în care putem să primim crash-uri, dar bineînțeles, pentru asta este versiunea beta, ca să învețe developerii de la cei care folosesc această aplicație să poată repara problemele și să lanseze o aplicație pentru toată lumea care să fie cu cât mai puține bug-uri. Bun, pentru a downloada această aplicație nouă, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe linkul din descriere, care vă va duce către pagina Nvidia, de unde dați click pe Download Beta. Se va descărca aplicația. Dacă Chrome-ul vă zice că not trusted, nu e niciun fel de problemă, download unverified file, iar mai apoi mergem și dăm click pe Nvidia App Beta versiunea 10.0.4099 sau, în funcție de când vedeți voi videoclipul, alte versiuni mai noi. 132 de mega, dăm click și îi dăm, bineînțeles, yes. Iar mai apoi se va instala acest nou program. Pentru prima instalare va dura un pic mai mult. La mine deja s-a instalat programul și este a doua oară când filmez acest videoclip. Vom da agree and continue pentru că este o versiune beta și putem să avem probleme, bineînțeles. Dăm agree și așteptăm până se instalează. În momentul în care se instalează, veți primi o opțiune pe care nu o veți mai vedea aici, și anume opțiunea de a alege între Gamer Mode și Creator Mode. Cei cu care joacă mai mult decât folosesc aplicațiile acestea creative, gen editare video, editare foto, și nu au nevoie de această optimizare, pot merge pe Game Ready Driver. Dar dacă însă sunteți acei creatori de conținut, cei care folosiți mai mult programe de editare video, de editare foto și aveți mai mult nevoie de optimizare pe partea grafică, atunci mergeți pe Creator. Bun. Și acesta este noua aplicație. Este o aplicație care arată mult mai bine, dar cel mai important lucru, are toate lucrurile pe care cele două aplicații le aveau înainte, cu mici excepții despre care vom vorbi la final. Bun, avem pagina de Home, în care avem pe partea stângă un mic meniu care ne va duce către Home, Drivers, Graphics, Redeem și Settings. Vom vorbi despre fiecare categorie în parte. Iar în partea de sus avem butonul de login pentru a vă putea loga în contul vostru de Nvidia, de asemenea Alt Z pentru a deschide overlay-ul și Send Feedback pentru că este o aplicație în beta. Apoi avem niște noutăți în partea de Home, mai apoi avem librăria cu cele mai recente titluri și jocuri pe care le avem introduse pe calculator și pe care Nvidia le-a recunoscut și, nu în ultimul rând, avem niște aplicații micuțe pe care cei de la Nvidia le oferă. Mai apoi, la drivers, avem secțiunea, bineînțeles, de drivere. Este cam la fel cu cea din ShadowPlay. Avem aici butonul de reinstal dacă vreți să instalați GeForce Game Ready Driver, dar de asemenea puteți să aveți și un buton de update dacă aveți orice fel de update de driver. În partea de sus aveți un drop-down menu foarte important care vă permite să alegeți între Game Ready Driver sau Studio Driver. Știți că v-am zis de Creator Mode versus Gamer Mode? Ei bine, acestea sunt. Și Chiar dacă alegeți la început un anumit profil, puteți oricând să schimbați și să downloadați driverele pentru ceea ce aveți voi nevoie. În partea din stânga sus avem o notificare care ne spune că suntem up-to-date cu driverele, iar în partea de jos, în partea din dreapta avem modificările pe care le-am primit împreună cu ultimul update de driver, iar în partea stângă avem niște mici modificări pe care le-a adus acest soft în plus față de celelalte. Mai apoi, secțiunea Graphics este o secțiune foarte, foarte importantă, care înainte se găsea în celălalt program și anume Control Panel. Înainte trebuia să intrați în Control Panel, aveați o interfață mult mai dificilă. Haideți să vă și arăt de fapt. Pur și simplu dacă intrăm pe Nvidia Control Panel, am dat click. Așteptăm, se încarcă și s-a deschis o fereastră care pare din Windows XP. Și dura destul de mult să ajungem fix unde aveam nevoie, se încarcă destul de greu, așa că avem această aplicație unificată, care în primul rând arată foarte bine pentru că are dark mode-ul și care ne oferă toate setările de care avem nevoie. Cel puțin asta zic cei de la Nvidia, că va oferi aplicația în momentul în care va fi lansată pentru publicul larg. Avem două categorii la graphics. Avem Program Settings și Global Settings. Bineînțeles, Program Settings ne oferă posibilitatea de a modifica setările pe aplicație în parte, făcând practic un override față de setările grafice generale globale pe care noi le facem, și Global Settings, bineînțeles, ne oferă posibilitatea de a modifica setările globale. Și la Global Settings avem o funcție nouă și anume RTX Dynamic Vibrance, care momentan este pe off, dar putem să o modificăm pe on. Ce face această nouă funcție pe care n-am mai avut-o până acum? Ei bine, se folosește de AI pentru a modifica saturația, contrastul și aspectele vizuale ale jocului din punct de vedere al vibrance-ului. Și nu e numai un slider de saturație și de contrast, ci modifică aceste caracteristici folosind AI-ul pentru a arăta foarte, foarte bine în funcție de joc. Mai apoi, bineînțeles, avem CUDA GPUs, DSR, image scaling, low latency mode, toate lucrurile pe care le aveam și în Control Panel. Singurul lucru care încă lipsește este posibilitatea modificării rezoluției și a refresh rate-ului și posibilitatea modificărilor setărilor de G-Sync. În momentan încă aceste lucruri nu sunt introduse în această aplicație, prin urmare dacă vreți să schimbați rezoluția, tot din Control Panel va trebui să o faceți. Bun, dar mergând la Program Settings, aveți encoderul pe care puteți să-l modificați pe Advanced și pe Simple și la fel setările pentru fiecare joc în parte. De exemplu, pentru GTA 5 putem să optimizăm jocul automat, cum a fost făcut aici, sau putem să-i facem noi ce modificări vrem. Avem scala de la performance până la quality, iar recomandul la mine este pe full quality, iar apoi avem aici toate setările pe care jocul oricum ni le-ar oferi. Iar aici avem RTX Dynamic Vibrance, Global Intensity 50, Saturation Boost 25 și dacă îi dau click aici, putem să folosim Use Global sau putem să modificăm în funcție de joc și să modificăm intensitatea sau saturația. Bineînțeles, lucruri pe care putem să le facem live din joc pentru a și vedea cum arată. Dar vom intra într-un joc la finalul acestui videoclip și veți vedea exact setările. Bun, mai departe avem tabul de redeem pentru care trebuie să ne logăm, dar dacă avem ceva opțiuni exclusive oferite de cei de la Nvidia sau dacă ați cumpărat o placă video nouă și ați primit un coupon code pentru ceva, un joc gratis sau ceva, aici este locul în care intrați, dați copy-paste la cupon și dați redeem, dar bineînțeles trebuie să fiți logați. Și în setări avem mai multe lucruri, unele noi, altele vechi, toate într-un singur loc. În primul rând, My Gaming Rig ne arată câteva informații despre sistemul nostru, putem să vedem mai multe detalii aici. Dăm click și încarcă tot ce avem nevoie. Bun, mai departe, Nvidia Overlay, putem să-l activăm sau să-l dezactivăm de aici. Cu Alt Z se deschide. Game Filter și Photo Mode pentru jocurile care sunt optimizate pentru așa ceva, putem la fel să-i dăm on. Mai departe, dacă vrem sau nu să downloadeze automat și să instaleze driverele, eu recomand să lăsați asta off și doar să verificați voi în mod constant, pentru că pot să fie anumite drivere care se intre în conflict cu anumite jocuri, cum știți că a fost problema cu Counter-Strike 2-ul și o anumită versiune din Nvidia care le dădea fals VAC ban celor care aveau acea versiune. se rezolvă, dar e mai bine să lăsați câteva zile de la apariția unui anumit driver până să-l instalați, ca să vedeți ce zic alții. Bun, mai departe, automatically optimize newly added games and apps. V-am zis, eu o las on, dar mai apoi voi intra eu în joc și dacă e nevoie voi mai schimba ceva. Și putem să deschidem de aici Nvidia Control Panel. Mai apoi avem notifications, dacă vreți să primiți notificări de driver updates și de available rewards, nimic mai simplu. Și la about avem câteva lucruri. Dacă vreți să primiți variante și mai noi decât cele beta, bineînțeles vin cu anumite riscuri de stabilitate. Bineînțeles puteți să înregistrați tot ce înseamnă parte de date de configurare, performance și usage, pe care puteți mai apoi să le trimiteți sau nu către Nvidia. Eu dau disconnect pentru că, mă rog, nu vreau să mi se trimită tot ce am în calculator către Nvidia, orice date ori avea ei nevoie. Și mai apoi putem să mergem înapoi la System și să ne ducem către un joc pentru a vedea exact cum arată partea de overlay. Bun, și pentru a vă arăta exact ce poate să facă Nvidia Overlay, am intrat în Hitman 3, care este un joc destul de bine optimizat cu driverele de la Nvidia, apăsăm Alt Z și intrăm în Nvidia Overlay. Avem categoria de Gallery, în care vedem toată partea de media pe care am creat-o folosind această aplicație. Vedeți că avem screenshot-uri, avem videoclipuri, putem să intrăm mult mai ușor să le vedem, să le edităm, sunt categorizate pe jocuri, ceea ce e foarte, foarte mișto. Apoi avem butonul de record, care are și un shortcut Alt F9, bineînțeles poate fi modificat. Instant Replay, dacă dați click puteți să selectați să aveți Instant Replay-ul și mai apoi la Configure puteți să modificați câteva setări. Aveți dimensiunea recordului, calitatea, rezoluția și FPS-ul, care poate acum să meargă până la 120 de FPS-uri. Nu știu dacă ați avea nevoie doar să faceți ceva slow motion-uri, dar până acum programul vă lăsa să înregistrați până la maxim 60 de FPS-uri. Acum puteți să mergeți până la 120, de asemenea puteți să creșteți bitrate-ul cât vreți voi de mult, dacă sunteți nebuni și dacă aveți plăci video care să vă țină. Bun, mai apoi avem screenshot-ul, buton care face un screenshot, fix așa. Apoi photomodul, care este o versiune mai accentuată și mai avansată a screenshot-ului. Puteți să selectați rezoluția până la 10.240 cu 5.760. Bineînțeles aveți grid-ul ca să vă încadrați subiectul. Camera, puteți să faceți niște modificări de field of view și de roll, bineînțeles, și de asemenea să adăugați niște filtre, contrast, night mode, film posterize și așa mai departe, sticker, split screen și așa mai departe, foarte multe lucruri. Trebuie doar jocul să suporte Ansel-ul și voi să aveți timp și răbdare să faceți chestia asta. Bun, apoi highlights, dacă vreți să permiteți jocurilor să salveze anumite highlight-uri, de exemplu Hitman 3 are această opțiune. În momentul în care omorâți un target, va salva acel moment. Puteți să configurați captura la fel, cu rezoluție, framerate, bitrate, quality și așa mai departe. Bun. Și mai apoi avem Game Filter. Game Filter, care până acum era mult mai dificil de folosit. Ăsta este Game Filterul normal și avem încă 20 de filtre pe care putem să le folosim. RTX Dynamic Vibrance este cel de care vă ziceam, acesta. Și dacă dăm un click pe el, avem sliderele pentru intensitate și boostul de saturație. Lucru care se întâmplă în timp real și pe care puteți să-l modificați după cum vreți voi. De exemplu, eu aș vrea să dau intensitatea un pic mai scăzută și să cresc un pic saturația până la 20%. Și ăsta este filtrul care automat funcționează pe jocul acesta. Așa arată fără, așa arată cu. Crește un pic luminositatea. De asemenea, aveți mult mai multe efecte speciale pe care le puteți aplica peste joc și aveți un preset diferit pentru fiecare filtru, până la 3 preseturi. Foarte mișto. Eu o să merg pe Nana acum. Iar mai apoi avem microfon, care momentan este off, dar putem să îl modificăm pe Always On sau pe Push to Talk. Bineînțeles, avem grupul de statistics, care oferă niște lucruri foarte interesante, noi pentru acest program, dar despre care vom vorbi mai ce vorbim de partea de settings. Avem shortcut controls, Puteți să selectați aici toate shortcut-urile de care aveți nevoie. Avem Heads-Up Display, pe care vă va arăta statisticile în diferite părți ale ecranului. De exemplu, avem Statistics Overlay în Upper Right, putem să mergem pe centru, putem să mergem în Bottom Right, Bottom Center, putem să modificăm poziția cum vrem noi, atât vertical cât și orizontal. De exemplu, dacă vrem să fie fix așa, uite, așa o să fie. Bun, layout-ul poate să fie linear, poate să fie double, poate să fie stacked și să arate mai multe informații. Și vizibilitatea poate să fie standard, enhanced sau standard. Da, adică depinde cum vreți voi, cât de mult vreți să se vadă. Dacă vreți să înregistrați videoclipuri cu benchmark-uri, atunci ăsta stacked cu enhanced ar trebui să fie foarte, foarte bun și puteți să-l puneți, de exemplu, în upper right. Și arată mult, mult mai bine și se vede foarte vizibil. Status Indicators, dacă vreți să aveți indicatori de record, instant replay, highlights, microphone sau statistics login și le aveți aici frumos pe toate, cum apar, și în sfârșit puteți să le aveți pe toate într-o singură parte și se stecuiesc, foarte mișto. Ce nu am văzut însă, nu am văzut opțiunea de live stream, pe care încă probabil nu avem implementată în această versiune de driver. Bun, notifications, partea de audio cu volume, sursa microfonului, volumul microfonului eventual dacă vreți și boost, și dacă vreți să creați mai multe track-uri, puteți să înregistrați folosind mai multe track-uri, unul pentru joc, unul pentru microfon, unul pentru Discord și așa mai departe. Bun, video capture, astea sunt detaliile sau setările capturii video, bineînțeles. Turn on to capture the entire desktop in video recordings and screenshot. Bineînțeles, dar mai întâi trebuie să dăm turn off la highlights and stop recording. Ok. Instant replay, iar aici avem quality. Hai să oprim un pic highlights și tot ce ține de partea asta pentru a putea umbla un pic la setări și apoi mergem frumos aici la video capture și avem quality custom, low, medium, high, sau pe custom, bineînțeles, putem să mergem cu bitrate-ul la 60, rezoluția 4K, 8K sau in-game, sau bineînțeles 360, 480 și așa mai departe, foarte mișto, 1440, și frame rate-ul de care vă ziceam, 120, 30, 60, da? Și în funcție de asta se modifică și bitrate-ul. Eu o să merg cu bitrate de 60, voi fi pe custom. La fel, instant replay length. Bun, asta este pe video capture și bineînțeles files și disk space unde se salvează toate fișierele. Minunat! Și apoi avem statistics. Este această căsuță pe care putem să o personalizăm mult mai mult. În primul rând putem să o arătăm sau să o dezactivăm și apoi configure heads up. Am vorbit despre partea asta, același lucru, iar apoi Statistics View avem Basic, avem Advanced sau avem Custom. Putem să ne arate numai FPS-ul dacă vrem, dar voi merge pe Advanced și chiar pe Custom. Iar pe Custom ne arată frame rate-ul, GPU utilization, temperatura plăcii video, clock-ul plăcii video și View All dă mai departe, GPU voltage, fan speed, foarte important, VRAM clock-ul, utilizarea procesorului, latența, render latency, reflex monitor, mouse latency, average mouse latency, PC and display latency. Astea sunt mai degrabă pentru jocuri FPS, pentru CS, lucruri de genul acesta. Average PC and display latency, system latency și average system latency, care încă nu sunt disponibile. Și uitați-vă un pic câte informații putem să primim din acest program și putem să-i dăm Start Stop Logging pentru a putea arăta exact celor care sunt interesați logurile de pe o anumită înregistrare și Reflex Analyzer, dacă vrem să facem și așa ceva. Bun, dragii mei, cam asta este videoclipul. Sper că vă place. Într-adevăr, nu avem partea de live stream încă. Va fi cel mai probabil implementată în viitorul apropiat. Este o aplicație care promite foarte multe și din punctul meu de vedere un pas foarte important într-o direcție bună pentru Nvidia. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și noi ne auzim la un nou videoclip. Rămâneți cu bine, salutare!